Eu sunt Amalia, dacă nu știați, și în cadrul proiectului Erasmus s-ar fi să facem împreună, o să vreau să facem împreună ora și vreau să cooperați, sper să vă placă și ce? Noi o să facem alcool. I-am văzut că ați făcut aerul până acum și să zicem dacă să facem. Se face oxidare la cadena. Haideți să începem lecția, care este alcool. Știți ceva despre ei? Te-ați mai întâlnit până acum? Bun, întâi să spunem ce sunt alcool. Puteți să-mi dați exemplu de un alcool? Bun. Alcool medic, etilic? Bun. Ce diferă de alte clase de compuși pe care le-am studiat până acum. Au grupă omași. Corect. Și în rest ce mai are? Un radical hidrocarbonat. Radical metil, radical etil. Deci ce putem să spunem că sunt alcool? Sunt compuși organici, puteți să scrieți. Care au grupa hidroxie. Adică OH. Deci sunt compuși organici care au grupa hidroxil legate de un atom de carbon hibridizat SP3. Puteți să spuneți ce înseamnă un atom de carbon hibridizat SP3? Exact. SP2 cum ar fi? Și SP3? SP. Bun. Am dat mai devreme examenele și am văzut că știți deja să te numiți. Metanolul, care se mai numește și alcool metil, corect? Etanolul, alcool etilic. Observăm că aici avem radicalul din care provine plus terminația ol. Ol de la alcool. Și aici alcool plus radical de la, de la care provine și terminația I. Să vă dau un alt exemplu. Cum s-a numit? Și dacă aș fi zis... Alcool, propanol. Ăsta vrea să fost un propanol? Actele izopropanol? Întâi trebuie să vedem pe ce poziție s-a. Trebuie să vedem. Numerotăm cadena. Vedem pe ce poziție a noi. Doi. Propan. Pentru că provine de la propan. Ori. Deci cum o să se numească acesta? Acesta? 2, butane. 2, 3. Butane. Butane. Eu, corect. Vedem că e radicalul, di, pentru că sunt două grupe, și ol de la alcool. Sau glicerină. Glicerol. Ora, acum să vorbim puțin despre structura alcoolilor. Și dacă să vă desenez aici un alcool, la modul general. Cu ce înseamnă el? Cu ce altă moleculă pe care a studiat, pe care ați văzut-o până acum? Clasa nouă, cam așa. Dacă am pune în locul radical de hidrogen. Hidrogen, da.
despre polaritatea legăturilor. Și dacă ar fi să scriem metanol, dintre carbon, hidrogen și oxigen, care ar fi cel mai electronegativ? Mai știm cum variază electronegativitatea în tabel? Oxigenul o să fie cel mai electronegativ. Asta o să determine în moleculă o tragere mai puternică a electronului asupra lui. Asta înseamnă că molecula va fi polarizată. Ce înseamnă acest lucru? Că electronii implicați în legătura carbon-oxigen și legătura oxigen-hidrogen o să fie atrași mai mult către oxigen. Asta o să determine o oarecare încărcare negativă a lui și aici o să fie o încărcare pozitivă. Și asta determină o proprietate foarte importantă la alcool. În momentul în care oxigenul o să tragă electronii din legătura oxigen-hidrogen către el, hidrogenul o să rămână cumva descoperit de electroni. Și el întotdeauna își dorește să fie aproape de electroni, ca orice compus, ca să se stabilizeze. Motiv pentru care o să se realizeze o oarecare interacțiune între el și un alt atom de oxigen, de la un alt alcool. Și același lucru o să se întâmple și cu atomul de hidrogen al acestui alcool, un alt atom de oxigen, al altui alcool. Deci, da. Până la urmă, hidrogenul nu va mai rămâne descoperit, nu? Dacă totdeauna se va lega de un oxigen. Dacă e să ne referim la legătura oxigen-hidrogen, da, el o să fie descoperit. Dar că ăsta e modul lui de a-și găsi electronii pe care îi avea puși pe mor. Înțeles. Bun. Și această legătură de hidrogen, care se întâlnește și la alcool și o să mă întâlnim și la alte clase de compuși, determină anumite proprietăți speciale. Și putem să ne referim, în primul rând, la puncte de fierbere, puncte de topire. Ce putem să spunem despre aceste două molecule? Între moleculele de etanol o să realizeze legături de hidrogen. Pentru ca moleculele să fie mai bine atrase unele de altele, în comparație cu etanii, care nu are această proprietate. Motiv pentru care cum putem să spunem că sunt punctele de fierbere și de topire ale alcoolilor, comparativ cu ale alcanilor corespunzători? Corect. Bun, noi vorbim despre tensiune superficială. Știm ce înseamnă viscozitatea, da? Nu știm? Ați văzut până acum glicerină? Ați făcut să acum arată glicerină? Da. Comparativ cu etanolul? Nu. Deci glicerina este mai viscoasă. Ce are ea diferit de etanol? Este la o parte faptul care cu un atom de carbon în plus. Are mai multe cu OH, corect? Și asta ce înseamnă mai multe cu OH? Mai multe legături de hidrogen. Asta determină viscozitatea numărul ridicat de grupă OH. Și numărul ridicat de grupă hidroxil mai determină un lucru. Creșterea punctelor de fierbere și punctelor de topire de care am vorbit mai devreme. Adică cu cât se realizează mai multe legături de hidrogen, cu atât vor fi mai greu de desprins moleculele unele de altele. Și în legătură cu creșterea catenei, ce putem să spunem? Dacă crește catena, cresc punctele de fierbere și de topire sau scad? Scad. Nu? De ce scad? Pentru că în momentul în care avem doar o grupă OH și catena practic crește, moleculele vor fi cât mai despărțite. Da, dacă crește catena, crește și masa molară și punctele de fierbere sunt mai mari. Pentru că avem nevoie de o cantitate mai mare de energie ca să rupe, practic, o moleculă mai mare decât de o cantitate de energie pentru a rupe o moleculă mai mică. Deci cresc odată cu creșterea de grupe OH și odată cu creșterea masei molare. Bun. Despre solubilitate.
activitate. Sunt alcoolii solubili în apă? De ce nu? Da, din cauza legăturilor cu hidrogen. Formează legături cu hidrogen cu molecule apă. Da. Alcoolii inferiori. Dar despre alcoolii superiori ce putem să spunem? Sunt solubili complet. Da, complet. Sunt complet. Te întreb, sunt sau nu? Bun, la urmă zice foarte important că gruparea OH nu trebuie să se alege de lucrurile. Pentru atunci o să vorbim despre fenol, nu despre alcool. Și după ce altceva putem să-i clasificăm. Am acum de bine glicerina și etanol. Se deosebeau prin? Lucruri de lucruri. Corect.